Neobrăzarea acestor oameni nu are limită. Societatea asta a înnebunit. Vă propunem un exercițiu de înțelegere a tragediei prin care a trecut cultura română, traversând o jumătate de secol de represiune a creației și a gândirii libere. Împotriva uriașei mașinării a istoriei, împotriva lui Nicolae Ceaușescu, au existat romane, poezii, spectacole de teatru, filme, opere muzicale. Episcopul Oradiei a fost deopotrivă ierarh și cărturar. Cuvintele și scrierile sale erau permanente acuze la adresa regimului comunist. Gheorghiu Deja a spus despre el că dacă nu va fi scos la pensie și închis într-o mănăstire, va fi arestat. Episcopul Nicolae Popovici. Rezistența prin cultură. Duminică de la ora 16 la TVR2.